gimnaste mondiale și ale acestui concurs intră pe covor cu cercul din Israel, Linoi Ashram. Linoi are 20 de ani, este născută la Tel Aviv și face parte din lotul național din 2014. Are compoziții foarte grele din toate punctele de vedere. Aici la început a fost o foarte mică ezitare, dar s-a descurcat foarte bine. Există o mișcare în gimnastica ritmică care îi poartă numele, mișcarea Ashram. A făcut o serie de 4 jeteuri anturnate cu extensie. Obiectul parcă nu stă o clipă. Aruncare și risc, bine prins. Dificultate cu obiectul, la aruncare pe sub picior și la prinderea aceea. Din nou, dificultate cu obiectul, dar și balanța, element de echilibru. Lino este gimnasta care le pune cel mai des probleme sportivelor din Rusia. Sigur că da. Are o poveste interesantă. În momentul în care a împlinit 18 ani, în 2017, a fost înrolată ca soldat în serviciul militar israelian. A îmbinat foarte bine sportul de performanță cu acest serviciu militar care a trebuit să-l facă pentru țara ei. Era scutită de la serviciul militar doar în momentul în care era plecată la competiții sau participa la antrenamente. O sportivă foarte energică. Se antrenează mai mult de 10 ore pe zi, spunea ieri în conferința de presă.